Cava, Raiu, Suvana. Mai copii, rugăciunea este hrana sufletului. Cum nu putem trăi fără aer, uita, fără mâncare, fără băutură, fără căldură, fără lumină, fără odină, așa nu poate trăi sufletul fără rugăciune. De ce e Duhul să ne învață în statele vieții? Ne rugăm totdeauna. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, Psalmul 30, pururea lauda Lui în gura mea. Și Psalmul 102, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează-te, iar Apostolul Pavel, gura Lui Hristos, neîncetat vă rugați. Dar cum să rogi neîncetat, dacă nu știi?